Moneda de Argint este primul concurs important din cariera unui sportiv. De aici se încep concursurile. Chiar prietenul meu, coechipierul meu, prietenul meu bun, vreau să spun, coechipierul meu de 20 și ceva de ani, am făcut echipa, Adrian Crișan, spunea că un sportiv nu o să fie sau un sportiv de performanță nu o să fie niciodată foarte bun dacă nu câștigă paleta de argint. Tu ai câștigat paleta de argint? După câte mi-aduc aminte, cred că am câștigat o dată, nu știu dacă în 86-87, nu mai știu, dar știu că am câștigat o dată, am câștigat paleta de argint. Cum este să fii în sală și să-ți vezi băiatul pe Vladimir concurând la paleta de argint? Puțin mai multe emoții, cred. Nu stau pe bancă, stau în tribună, dar emoțiile cred că sunt mai mari. Seamănă cu tine din punctul acesta de vedere? Eu îl văd că seamănă, speram să nu semene așa de mult, că eu mă duceam destul de departe de masă, îl văd și pe el acum că are un joc, pleacă de la masă, cum spunem noi în tenisul de masă. E un joc spectaculos, dar mai puțin important, mai bine să câștigi decât să faci spectacol. Foarte ambițios. Ambițios, da, la vârsta asta cred că toți copiii sunt ambițioși, toți își doresc să câștige. Am văzut aici niște meciuri frumoase, copii frumoși care își doresc să joace tenis de masă. Mulți, am înțeles că sunt 100 și ceva de băieți și aproximativ 100 de fete. Ce să spun, sunt bucuros că sunt alături de ei. Băieți, cum este la paleta de argint? Bine. Foarte bine. Foarte. De câte ani faci tu tenis de masă? Un an jumate. Și tu? 4 ani. Și tu, Vladi? 4 ani. Și sunteți cei mai buni prieteni? Da. Cum e la tenis de masă? Cât timp antrenați la tenis de masă? De două ori pe zi când avem vacanță. De când avem vacanță, o dată. Și 4 ore. În fiecare zi 4 ore? Da. Și după aia când mai aveți timp și de lecții, de școală? Oricum. Eu le tenim pe la 10 noapte. Dar cum este la concurs când sunteți așa cu atâția copii? Când, cât de mari sunt emoțiile? 2% din 10. Atât de puțin? Și pentru tine? 4 sau 5. 1. Dar ce sfatul vă dă domnul antrenor? Deci sunteți voi atât de buni. Să nu dăm tare la top speed. Să nu ducem paleta sus. Și ție, Vladi? La fel. Și unde vă dubiți vă să ajungeți în tenisul de masă? Departe. 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 Cât de departe? Să jucăm cu chinezii. Sunt cei mai buni? Nu chiar, dar acum chinezii au început să fie foarte slabi. Și atunci, ce jucători de masă din lume sunt foarte buni, mai buni decât chinezii? Japonia. Și vă doriți să învingeți Japonia? Da. Ilinca, cum a fost la primul tău concurs de tenis de masă? Bine. Exersez până când o să-mi iasă. Ai avut emoții? Puține. Ce diferență este între antrenamente și concurs? La concurs suntem mai mulți copii și la antrenament sunt puțin mai mult, mai puțin, dar la antrenament am și prieteni. Aici la concurs nu i-am. Nu te știai cu fetele de la concurs? Nu. Doamna antrenor a fost mulțumită de tine? Da. Ce-ți dorești în tenisul de masă? Îmi doresc să devin o campioană și să fie părinții mândri de mine. Și acum sunt mândri părinții de tine? Da. Tudor, cum este la paleta de argint? Cum este la această competiție? Îmi place. Mi s-a părut tare fain. Cum au fost adversarii tăi? Destul de bun ultimii 3 au fost chiar buni. De cât timp faci tenis de masă? De un an jumătate. Și cum ai ajuns la tenis de masă? O prietenă care făcea m-a întrebat dacă nu vreau să vin și eu cu ea și așa m-am dus. La câte concursuri ai fost până acum de tenis de masă? Ăsta este al 5-lea. Și ai câștigat un concurs? Nu, ăsta este cel mai bun rezultat l-am avut la concursul ăsta și la concursul trecut. Dar cum te simți la masa de tenis? Ai emoții când intri la masa de tenis? De obicei da, dar sunt și cazuri când nu am. Dar ești așa mic, adversarii tăi sunt pe măsura ta? Sunt mai mari și mai buni de obicei. Și tu cum te descurci?
Binișor, mi se pare. Thank you.